de cei doi. Rămâne în posesie Ubing, se deschide spațiu pentru o pasă către Vukcevic, în care Vukcevic scoate gurău. A preferat un șut pe poartă Vukcevic. Nu știu dacă avea vreo soluție reală de pasă, destul de greu totuși pe lângă doi adversari care îi cam ghideau unghiul acolo. Centrare, gol! Postolaki! Unul la 0 pentru UTA și lucrurile sunt din ce în ce mai clare, cel puțin în subsolul clasamentului. Poate cea mai simplă fază din această partidă, Virgiliu Postolaki reușește să finalizeze și ajunge astfel la 10 goluri marcate în această ediție de campionat. Și în acest moment FCU Craiova pierde prima poziție din play-out.